fraților, o nouă zi la Viața la Fermă alături de Daryl Sel. Ok. Eu sunt la Sfântul și Fermerul și vă pun mă găsi la un episod de Farming and Friends. În acest videoclip o să facem ceva frumos mai așa. Gata, gata, dar să-l mulțumesc pentru introducere pe care oricum este, păi, ok introducerea, pot să zic. Ce vreau eu să le prezint oamenilor de Arsele este că astăzi am reușit să-mi extind ferma, mi-am făcut ferma mult mai mare pentru că, da, dar Arsele, în acest episod dorim să facem o fermă și mai mare, adică să ne facem o casă, pentru că noi avem doar garajul și nu avem unde locui, fraților. Astăzi cu alături de Arsele, asta o să facem și hai să începem direct cu munca. În primul rând, hai să luăm astea care sunt deja făcute pe aici, după aceea o să mergem la magazin să mai cumpărăm mai multe produse pentru a le pune practic grâu, porumb, dar porumbul este cel mai eficient, practic, care ne dă și mai mulți bănuți. Dar să le lasă-mă, te rog, când vorbesc cu oamenii, poți să vorbești în continuu, okay, după aceea... Ok, dar să le ești foarte enervant și cred că nu mai vrea să mai fac viață. Gata, Darsele. Băi, Darsele, lasă-o în pace. Ok, deci cred că Viața la Fermă mai bine. Bine, cred că Viața la Fermă mai bine o făceam singur, fraților, ca cu prostul ăsta nu se poate. Dar tu ce faci mai acolo? Hai, Darsele, trebuie să facem bani. Trebuie să fii atent pentru prima casă. Hai să le arătăm și la oameni. Dacă dăm aici la build, avem aici casă. Dăm la case și prima casă, cea mai mică căsuță, costă 2000, Darsele. Eu zic că putem face asta astăzi, Darsele, pentru că suntem în echipă. Da, Darsele, hai odată. De fapt, ia stai puțin. De ce nu mergi? What? Bă, stai puțin că... A, ok, gata, am făcut plinul. E bine. A, da, dacă plouă e bine că să crește asta mai mult. Dar noi am făcut deja. După aceea trebuie să mergem să vindem practic porumbul acesta pe care noi l-am făcut. Mai cumpărăm altul și tot așa o să facem în continuare. Dar înainte de... Înainte să ne ducem, vreau să văd dacă mai avem noi ceva aici. Bă, cred că... A, da, nu mai am nimic în ăsta. În spate nu, nu mai am nimic. Acum hai să mergem cu tractorul. Așa... Mi-a cumpărat. Dar să-l tu ce faci acum? Ți-ai mai cumpărat? A, bă, nu cred. Bă. Ce? Sper că nu ți l-ai cumpărat pe ăla din stânga, dar era în partea cealaltă. Pe unul era pentru copaci, dar Darsele. Scria copaci pe el. Sper că n-ai luat pe ăla sau... Gen, uite, dacă dau aici, intru la field forest soil for growing trees. Pe ăla l-ai luat? Da! Ești prost, omule, tu nu știi să citești, mă, dar... Bă, da, cel mai prost fermier, fraților. Cum sunt, mă, cu prostul ăsta? Ok, am 800 de dolari. Sunt mult mai aproape, dar Darsele, pe ca să-l vin, nu cred că poți să-l vin. Uite de acolo, poți să-l decupezi, dar Darsele, cred că dacă apeși alea. Nu știu, vezi acolo, vezi tu cum faci, lasă-mă să vorbesc cu oamenii. Bun, fraților, afară plouă. Bună ziua, aș dori să iau și eu de asta de porumb. De fapt, o să iau două, cred că. Mult mai bine. O să ia două, Rafael, pentru că el e bossul. Da, dar să le ai dreptate. E chiar... prostul. Da, oh, foarte amuzant ești, dar să le gata, poți să... Dar să le trebuie să facem Viața la Fermă, omule, nu să-ți bați tu joc. Că de-aia oamenii vor să vadă aici cum muncim și ne facem un adevărat imperiu, dar să le la fermă, practic, la sat. Dar cum scade asta? De ce, mă? Păi nu știu, mă, dacă ești prost, de ce se pusă? Păi pui peste, cred că. Cred că trebuie să pui peste, altceva nu cred că poți să faci. Sau uite, dacă... Ia mă, stai puțin, că dau eu pe ăsta. Uite, ai acolo în stânga X-ul. Ai X-ul și apeși pe ele, uite-te. A, uite, gata. Ai, gata, dar sunt ok. Ia-l și vezi, pune ăla din dreapta, că ăla e cel de care ai nevoie. Bună. Acum, fraților, ceea ce trebuie să fac eu, în primul rând, trebuie să scot. Eu cream că ăsta de 3 și doar pentru bogați. Ce de bogați? Păi uite-te, mă, ce scrie, dar se că scrie acolo. Tu, dacă le faci așa, tu vrei să... Dar eu nu știu să citesc. Doamne, păi, dacă nu vrei să mergi la școală, dar le... În fine, lasă-mă, te rog, dar să le... Școală. Nimic școala, dar să le... Hai, liniște, lasă-mă în pace, dar să le... Fiți atenți, oameni buni. Acum trebuie să dau stitch la ăsta. Nu, de fapt, înainte de toate, hai să culegem și porumbul care a mai rămas pe aici, pentru că mai eu decules, practic, porumbul. Deculez? Da, dar să le pot să... Bă, dar de ce... Doamne, dar să le... Gata, termină cu astea, omule, nu pot să... Deci, bă, da, tu chiar n-ai vocabular de trebuie să stai să imiți omul? Alte cuvinte tu nu știi, doar ce auzi de la om? Da, nu, cred că mă reprofilez, cred că plec de aici. Păi, Darsele, dar tu câți bani ai în momentul de față? 82 de dolari. Păi hai, mă, Darsele, că trebuie să începem să avem 2000, Darsele. Hai, bagă-te acolo, că noi primim practic acum. Noi am reușit să ne dăm practic. Păi, ce bără, fă-i? Nu, taci puțin, lasă-mă să vorbesc cu oamenii, că dacă vorbesc cu oamenii, nu știm, mă, Darsele, okay, dar gata, ok, oameni buni. Eu cu Darsele, practic, ne-am făcut un parteneriat din acesta în care putem lucra la fermele amândurora și, practic, de fiecare dată când cineva dintre noi vinde, celălalt primește cât? 30%? Păi stai, nu ești înăuntru? A, ok, stai puțin, că nu... A, gata, perfect, gata. În momentul de față trebuie să ne dăm ăsta jos de aici, pentru că... ok, hai să punem înăuntru să nu plouă pe el, că ar fi cam nașpa să plouă. Și acum trebuie să umplem ăsta și să ne ducem din nou. Nu ploaie, Rafael!
arsele. Da, da, arsele. Păi știi engleză, știi română, da, wow, foarte, da, wow, ok. Păi, fraților, cred că o să revenim în momentul în care noi o să facem... De fapt, hai să vă arăt, pentru că probabil unii dintre voi nu știți, așa că încă nu ducem, încă nu ducem ăsta. Prima oară, hai să cuplăm și noi tractorașul, să vă arătăm practic cum o să facem noi aici frumos. Bine ați venit la Viața la Fermă. Ei bine, dacă n-ați văzut până acum, astăzi o să vă prezint faptul cum este aici la fermă. Plouă totul. Noi primul lucru pe care o să-l facem, mergem cu tractorașul, am luat această chestie în spate. Nu știu exact cum se numește, voi dacă știți să-mi spuneți. Și o să facem aici zona aceasta foarte bună pentru a planta porumb, pentru că astăzi ne avem porumb. Uitați-vă, a trecut și ploaia, ceea ce este foarte astăzi minunat. Cultivare, Rafaele. Da, cultivare. Bă, nu e cultivare, cultivarea e când iei porumbul, dar însele aici nu luăm porumb. Aici o să facem ăsta, în fine. Suntem atât de dar în Sel 2012. Scrieți în comentarii dacă vă place asta și dacă vreți să facem o chestie cât mai mare. Vedeți? O serie, da. Oameni buni, ei bine, noi astăzi o să facem o casă. Vrem să facem o casă, practic, și cum am putea face o casă? Ei bine, trebuie să facem niște bănuți, 2000, avem nevoie, am 300 în momentul de față și da, revenim, practic, intrați pe videoclip să vedeți cum facem o casă, că asta e chestia. Gata, mă, Daresele, că voiam și o să fac și faze de short frumoase, că deja mă enervez. Păi da, mă, păi dacă vorbești în continuu, eu n-apuc să termin tot, că e 60 de secunde short-ul, omule. Da, 2 secunde, care? Că m-ai făcut să vorb... Bă, da, gata, te rog, Darusele, nu mai fi nesimțit, gata. Aici n-am venit să mă strici la cap, Darusele. Tu ne vezi că suntem pe ploturi diferite. Doamne, Darusele, trebuie să ne facem un imperiu. Și la muncă, Darusele, nu poți să... Ce imperiu, mă? Da, ce suntem, Români? Dar ce suntem, mă? Americani, ce suntem? Sărani! Bun, și acum o să dăm practic cu acest lucru, să arăm pe aici. Cred că parat se numește, nu mai știu exact cum se mai numeau chestiile astea. Dar vreau să ne spuneți voi acolo în comentarii. O să facem treaba aceasta. După, noi practic avem aici, trebuie să umplem, să ducem tot ăsta, să-l vindem practic, să facem niște bănuți. O să primească și Darusele, că de-aia ne-am băgat worthless, să primim ambii. Și așa putem să ne facem un... Da, putem să le facem amândoi casele cât mai mari. În primul rând, vreau să vă întrebăm, oricum, casa o să fac prima oară la mine, adică eu o să fac casa dacă vrea și dar să-și facă, dar în al doilea aș vrea să vă întrebăm în felul următor. Practic, bă, Darusele, tu ce spui? Să ne facem casa noastră pe un plot, gen să ne facem un plot cât mai mare și celălalt să-l folosim mai mult de fermă? Da, așa ai zice, pentru că ar fi bine, dar... Nu vreau. Ok, bine, Darusele, ok. Bă, spune și voi, oameni buni, acolo în comentarii cum vreți voi să facem. Dacă vreți să avem o parte de fermă, practic plotul lui Darusele să fie... De fermă, da! Dar de fapt, stați puțin, că dacă o să fiu eu singur și Darusele o să iasă, nu prea pot să mai fac la fermă la el. Deci, e bine, o să avem fermă și... Oricum, o să scrieți voi acolo în comentarii ce vreți să facem, cum o să facem și o să ținem cont de voi. Acum, Darusele, o să dau să... La ăsta o să-l dau afară. Trebuie să iau... Unde e, mă, ăla? Unde te-ai spus? De ce l-ai luat tu, mă, prostule? Mi-ai furat... Și mi-a furat mine la fermă. Dar știi că eu dacă ies de pe server, Darusele, tu nu mai ai ăsta, nu? Ba nu, nu mai ai. Nu, dacă ies, dispare și ferma cu totul, nu se vede. Bă, Darusele, suntem la fermă, trebuie să avem o viață calmă, să muncim aici din zor, Darusele, să reușim, pentru că de asta suntem la fermă. Nu-i așa, oameni buni? Spuneți-i și voi acolo în comentarii, vă rog frumos, să-i Darusele. Învățați-l voi măcar pe Darusele, dacă eu nu pot să-l învăț, dacă nu vrea să asculte de la mine, poate învață de la voi. A, mulțumesc, Darusele, mulțumesc că mă ajuți aici. E bine, bă, fraților, o să facem asta după ce încep să... Bă, cred că după ce o să terminăm și recolta asta, cred că o să fie totul bine și putem să ne achiziționăm casa din acest episod. Pentru că... Casa de 5.000 de lei! Da, și ceva, haideți că vă las puțin să vă luați. Bine, oricum, o să-mi iau eu puțină liniște, că cu Darusele nu se mai poate dacă mă imit așa în continuu. Revenim după ce avem banii. Pentru că trebuie să facem casa. Bravo, Darusele, te-ai făcut doresc, să am dat drumul la filmare și ai început să cânti. Bravo, așa, stai puțin că trebuie să iau ăla. Bun, deci, fraților, după cum puteți vedea, am 1592, mai am puțin până la 2000. Și o să reușim să, practic, să fac, uite, mă ajută și Darusele, foarte, foarte bine. Eu, ca să fac banii aceștia mult mai ușor, de data aceasta, uitați-vă că mă ajută și Darusele. Dacă nu-l ajut. Da, dar Darusele, practic, Darusele o să-mi dea el să mă duc să-i vând alea ale lui. Și o să fie bine și o reușesc banii și așa putem să facem prima casă din acea... Bă! Toi, fac... Gata, șeful, gata, șeful, ok. Îmi place cum vorbești, Darusele, îmi place cum vorbești. Da, mai sau nu mai? Bă, ce, bă, intri... Doamne, Darusele, dacă pun casă, tu intri cu ea în casă, Darusele. Zic, acolo am vista, baby. Doamne, Darusele, în fine, nu mai contează. Bă, fraților, da, ideea asta în felul următor. Hai că-l ajut eu pe fraierul acesta să culeagă alea. Da, nu mă face, o să merg cu ăsta la el, pentru că lui vedem că i-a crescut deja recolta. Bun. Bă, dă-te mă la
la o parte, că stricăm asta și trebuie să-i dai respawn și după pică tot ăla din el. Ok, bun, am adus ăsta aici. Perfect, hai să vin și eu cu combina ca să-l ajut pe Darusel. Și da, ce să... combina tu, mă? Combina, bă, pro... Doamne, Darusel e fermier și nu știu ce aia combina. Mi se pare absolut incredibil. Bă, fraților, da. Nu să combin, mă, nimic, combina. Așa se numește mașina asta mare. Sunt cu șasele. Ăla cu... ăla cu care mergi tu, mă, combina se numește. Dă-te, mă, la o parte că stric. Bă, prostule, tu, omule, cât de prost ești, Darusele. Nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, da, schimbi de toilet, wow. Ok, Darusele. Bă, dă-te, mă, la o parte că stricăm asta. Omule, eu trebuie să... Da, bun, deci dar să le pune ale acolo. Bun, le iau și eu ăsta și hai colectăm tot ăsta de aici ce ne-a mai rămas și ajungem să facem 2000 și să vedem unde ne situăm casa. Cred că o spunem, să o punem fix lângă garaj în dreapta sau cred că acolo o să o punem pentru că momentan nu avem spațiu foarte mare, trebuie să ne extindem între timp. Da, dar să le în spate ca să-i dai foc. Vezi, băi, vezi că dai foc cum ar veni la banii tăi, dar să le, că eu te ajut aici cu banii și banii pleacă, dar femeile o să rămân... Nu, dar tu o să, nu o să ai fost femeie niciodată. Doamne, cât de prost ești, Darusele, nici măcar nu știi să vorbești, mamule. Du-te, mă, la școală, Darusele, și încetează cu prostiile astea. Bun, acum hai să mergem cu trenulețul. Bine, nu e trenuleț, e tractoraș. Mergem acolo. Bă, ce... Ciu. Doamne, ce faci, mă? Bă, vin să nu te duci la roată, Darusele. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, mă, prostule. Doamne, cât de prost ești, în fine. Bun, oameni buni, hai să vedem câți bani am făcut acum. Avem 2000, gata, mă, Darusele. În sfârșit am făcut 2000. Dar... Stai că vin imediat, că mai vin și cu cealaltă să mai fac niște bănuți de pe urmă așa. Nu, no, aia mai... pune Rafale, aia pune. Nu, 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 lasă că iau eu, că mai am nevoie de... Mamă, m-ai înjurat că s-a blocat asta. Ok, gata, am reușit. Mergem cu asta să mai avem și niște bănuți în plus ca să putem să facem altă recoltă de pe urmă, să nu rămânem pe minus. Bine, dar se ai, gata. Sunt Alex Smash. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, doamne, doamne, cât de prost e copilul, în fine. Bun, gata, avem 2465. Așteptă-mă, Rafaelului. Hai, urcă, hai, urcă, hai, urcă, Darusele, de data asta fii și tu cu minte ca să facem și o fază de șor când cumpărăm asta, să vadă oamenii, Darusele, hai, fii atent. Ok, bun, vin aici, Darusele, vin aici, Darusele, vin aici, Darusele, vino. Bă, alo, alo, hai să facem short, și de short frumos, să vadă oamenii. Hai! Oameni buni, suntem alături de Darusele 2012, viața la fermă continuă și acum o să construim prima casă pentru că avem banii necesari. O să fie o căsuță mică pe care vreau să o punem fix aici lângă garaj. Eu zic că ar fi totul bine și fix în partea asta, uitați, mai dăm puțin așa să vină direct pe ăsta, perfect. De fapt, nu, așa, gata, perfect, prima casă, am reușit să construim prima casă și... Bă, nu-i da, bă, foc, lasă-mi pace. Ok, hai să vedem cum arată interiorul. Bun, ok, ok, trebuie să le... Trebuie să le trebuie să le modelăm, dar să le trebuie să avem aici bănuți. Primul am 465. Ok, singurul lucru pe care eu pot să-l pun în momentul de față este acest coș de gunoi pe care o să-l punem aici, dar să le... Și eu zic că coșul ăsta de gunoi te cam reprezintă, dar stai că nu-l punem aici, să-l punem, îl punem în fața casei, zic eu că ar fi cel mai bine. Nu de alta, dar să le are... Dar să n-are acces în casă. Și bă, da, ăsta cred că trebuie să stea doar în casă, dar Darusele, ia stai dacă ne... Ok, hai să vedem. Coșul de gunoi aici, perfect. Hai să cumpărăm. Și unde? Cred că trebuie doar în casă, mă, frate. Da, mă, doar în casă, da. Uite că nu stă fix pe colț și nu, da, asta mă enervează, dar hai că... Hai că îl punem unde să punem? Ok, hai că îl punem undeva. Bă, da, ce, doamne, iartă-mă, stau aici, am cu... Hai că îl punem în camera asta aici, unde merge acolo merge. Gata. L-am pus. Gata, acum aveți. Da, acesta este finalul zilei de astăzi, ziua a doua, viața la fermă alături de Darusel 2012, am reușit să ne facem casa. Pa, Darusele, am terminat casa, cam atât a fost, dacă mai vreți episoade de genul partea 3, scrieți acolo în comentarii, dați-mi multe like-uri și share-uri la prietenii voștri. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.